Muzeul Municipal Călăraș a organizat weekendul trecut ediția pilotă a expoziției de cadouri Chilipiraș de Crăciun. Aceasta a cuprins obiecte handmade care au putut fi oferite cadou celor dragi. Obiecte făcute de mână, obiecte făcute cu ajutorul unor unelte, mai mult sau mai puțin performante, dar sunt lucruri absolut deosebite. Este o ediție pilot, sperăm că de acum încolo să devină un târg, acum este o expoziție, care să adune mai mulți oameni. Expoziție cu vânzare, câți producători aveți? 13 producători de vânzare, da, și se vor înțelege, bineînțeles, vizitatorii cu producătorii prezenți. Cu ce ați venit la Călăraș? Ce ne prezentați? La ceramică lucrată manual și bijuterii din le scoate curate. Sunt și pentru vânzare, nu? Cei care doresc le pot achiziționa. Sigur. Pentru prima dată la Călăraș? În această postură, da. Că altfel sunt călărășă. Cu ce vă prezentați la prima expoziție de la muzeu? Avem niște produse făcute în atelier, avem niște tabloașe desenate de niște prieteni, mai avem niște cărți pe care vrem să le vinem în donație, donația să fie redresată pentru Crucea Roșie în Călăraș, iar cei de pe cărți să fie pentru operațiile de ecologizare. Iar tot ce vedeți aici sunt făcute din niște resturi de lemn rămase în atelier și reinterpretate pentru... Atelierul de pe insulă, să știe toată lumea. Da, atelierul de pe insulă, scuze. Am zis că putem să dăm o utilitate și mai avem pe aici și globulețe și alte... Globulețe din lemn. Jucări, da. Pictate, colorate? Ele, da, pot avea orice culoare, orice nuanță de lemn. La fel se pot lega cu tot felul de sforicele și chestiuțe. În principiu, noi o să le prindem cu niște sfoară în atunci și o să le vindem la set de 4-5, pe ce mă de ce vrea toată lumea. De asemenea, mai avem un alt producător local de aici, un alt prieten, care vinde niște esențe de lavandă crescută super natural și... De la noi din județ. Da, din județ, din Vărăști. Și la fel încearcă să intre pe piață piele. Am zis că e un prilej bun să încurajăm puțin. Și să-l promovați. Da. Cu ce vă prezentați la expoziția? Ne prezentăm cu articole create prin bătărie. Prelucrate apoi manual. Rămânele parfumate. Scoțișoare cu... Amin, e biscuit, de sezon.